some pressure about the game. Oh, game was hard, really hard. They pressured us for all 40 minutes, especially point guard and small guys. Made lots of easy turnovers, forced turnovers, and finally, last quarter, we lost by 20 or more. Meciul a fost foarte greu pentru că atât fundașul mic de la echipa noastră a pus presiune foarte mare pe ei. Au făcut multe turnovere, unele ușoare, unele forțate, iar în ultimul sfert au pierdut undeva la 20 de puncte, care a concis și cu pierderea meciului. It was surprise energia for you? Excuse me? It was a no, it wasn't a surprise. We watched the video and we knew that they are going to press us. Nu a fost o surpriză, ne-au urmărit pe video și știau că o să jucăm cu agresiune și cu presiune în apărare. A fost Watson jucătorul decisiv al meciului? Was Watson our point guard in this game? Oh, yeah, he was fast. He was like really fast. A fost foarte rapid. Sunteți favoriții grupei, acum și energia se luptă cu voi pentru you are the favorite of the group. Now you think energia can fight for qualification in the next round? I don't think that we have to get through, but we take one game at a time. We fight all games, and the end of the group will see if we get through or not. Nu se poate spune că sunt favoriți. Iau meciurile rând pe rând și la sfârșitul grupei vom vedea cine va merge mai departe și cine nu. I think offensive rebound and small guys. Recuperări ofensive și fundașii mici.